Bună seara. Am făcut o vizită la 4 spitale bucureștene, unul al ministerului, 3 ale primăriei. Sfântul Ioan, Malaxa, Colentina și acum la Sfântul Ștefan. Urgența pentru aceste momente este de a găsi resurse pentru terapie intensivă. Asta înseamnă 4 și specialiști. E nevoie de o colaborare între spitalele din București, în cazul nostru, și am găsit această colaborare, am avut discuții cu mai mulți manageri și, în general, pe tot ce înseamnă această criză sanitară, e nevoie de colaborarea instituțiilor și, în ultimele săptămâni, a existat o colaborare, n-a mai existat acea ruptură între primărie și ASSMB, Administrația Spitalelor și Ministerul Sănătății. O să vedeți în zilele următoare deciziile cu privire la noi locuri de terapie intensivă. Mulțumesc, domnul primar general. În cadrul acestei vizite efectuate împreună cu domnul primar general, am inventariat posibilitatea de creștere a numărului de paturi la terapie intensivă la Spitalul Malaxa, unde au nevoie de o instalație de alimentare cu oxigen suplimentară pentru a putea pune în funcțiune încă 5 paturi de terapie intensivă. De asemenea, am inventariat aici, nu s-a luat o decizie cu domnul director, e necesară o discuție mai profundă, doar se evaluează dacă există posibilitatea tehnică de realizarea 10 paturi de terapie intensivă. Trebuie analizate toate condițiile tehnice, posibilitatea reală, efectivă, ținând cont de la situația constructivă și la alți parametri tehnici, dacă există posibilitatea de a crește numărul de paturi de terapie intensivă. De asemenea, sigur, fără a fi specialiști, dar ne-am interesat și privitor la funcționarea instalațiilor de gaz, de aer comprimat, instalațiilor electrice, situația contractelor de mentenanță, de service, dacă s-au efectuat toate avizările pe PRAM, pe toate tipurile de avizări, dacă sunt la zi. Ați găsit în reguli în spitalele pe care le-ați vizitat? Nu. Chiar aici pot să vă spun, de exemplu, la Colentina situația este în regulă, la Spitalul Sfântul Ioan de asemenea e în regulă, la Malaxa am înțeles că în cursul acestui an sau anul trecut a fost investiția de realizare a tuturor și la Sfântul Ioan este o instalație extrem de modernă și de bine pusă la punct, cel puțin în spitale. Aici, sigur că nu există încă o secție de terapie intensivă. Dacă se ia decizia de înființare, ea va fi făcută în conformitate cu toate standardele. La Malaxa, când vor fi date în folosință cele 10? Aș vrea 4. Să le mulțumesc tuturor celor care fac un efort uriaș pentru a trata pacienții. Este o luptă zi și noapte pentru a salva vieți. O luptă care se dă în condiții foarte grele, în condiții de presiune uriașă, și vreau să le mulțumesc tuturor cadrelor medicale, tuturor celor care își desfășoară activitatea cu aproape ca pe o misiune și care reușesc cu adevărat să salveze vieți, să însănătoșească pacienți, mulți dintre ei aflați în situații grave. De asemenea, și cu această ocazie, vreau să-i rog pe români să înțeleagă că este fundamentală respectarea regulilor de protecție sanitară. Vedem ce se întâmplă în alte țări din Europa și din lume. Nu trebuie să ajungem acolo. Depinde de fiecare dintre noi să nu ajungem în situația altor țări în care practic a explodat pandemia și în care guvernele țărilor respective sunt obligate să ia măsuri radicale. Tot ce am făcut a fost pentru a încerca să-i convingem pe români
să respecte aceste reguli simple de protecție sanitară. Este cea mai simplă regulă pentru a nu pune în pericol viața și sănătatea lor, dar și a familiilor lor, a prietenilor lor, a colegilor lor de birou. Din nou fac apel să înțeleagă că este mult mai ușor să nu te îmbolnăvești decât să treci prin boală. Am văzut cazuri grave, am văzut ce înseamnă, practic, secții de terapie intensivă și mă rog ca cât mai puțin români să ajungă în situația de a avea nevoie de a fi tratați în terapie intensivă. Aveți grijă de voi, respectați regulile pentru a vă păstra sănătatea și pentru a nu vă pune în pericol viața. Managerul de la Spitalul din Neamț și-a anunțat demisia. Este suficient, domnule Orban, o demisie? Acolo este vorba de pierderea a 10 vieți omenești. Și este suficient o demisie? Acolo se face o anchetă penală. Eu am dat dispoziție la toate structurile de subordonare guvernamentală să sprijine ancheta cu profesionalism și cu celeritate, astfel încât să fie identificați responsabili. Acolo există o răspundere uriașă și cei care sunt vinovați trebuie să fie pedepsiți. Este suficientă o demisie, domnule Orban? Cum să fie suficientă o demisie? Cine ar mai trebui să mai demisioneze? Nu este suficientă o demisie. Cum să fie suficientă o demisie? Acolo este o anchetă penală care trebuie să identifice responsabilii, să, odată cu identificarea responsabililor, să facă toate demersurile pentru trimiterea în judecată a celor responsabili. Situația a demonstrat însă că există și un deficit de personal, cel puțin pe timp de noapte, pe timpul gărzilor de noapte, și să înțelegem că nu este o situație singulară. Vreau să vă întreb dacă ați făcut o evaluare și la nivelul altor spitale județene din țară și dacă există soluții pentru ca pe viitor măcar să avem mai mult personal, pentru că înțeleg că erau doar medicul, două asistente care deserveau nu știu câte saloane. Nu, asta este cauza exploziei și a incendiilor. Total de acord. Dar este și o altă problemă. Deci toate măsurile pe care le luăm sunt pentru a preveni apariția unei situații similare. V-am spus, acolo știe toată lumea, este clar, au fost efectuate lucrări de intervenție, s-au făcut inclusiv lucrări de construire a unui perete de rigips. S-au mutat în dimineața zilei respective pacienții de la etajul 3, unde era secția de terapie intensivă, la etajul 2. Ori acolo sunt niște lucruri care trebuie cercetate și, în mod evident, trebuie identificați responsabili, iar ei trebuie să fie pedepsiți. Ați făcut acea evaluare legată? De câți bani au nevoie spitalele pentru a pune în aplicare acel plan care le-ar oferi, practic, autorizația de incendiu, autorizația ISIS? Da. Înțeleg că sunt niște spitale care nu au fonduri să finalizeze. Deci, în ce ne privește, noi am spus că vom deconta din fonduri europene, am vorbit cu domnul ministru Boloș, toate lucrările de modernizare, de reparare, de alimentare cu oxigen, de refacere a instalațiilor, astfel încât ele să fie conforme, vom deconta din fonduri europene. Știți câte spitale au nevoie de aceste fonduri? Asta va fi rezultatul în urma verificărilor care sunt efectuate de Direcțiile de Sănătate Publică împreună cu Inspectoratele Județene pentru Situații de Urgență. De asemenea, am cerut sprijin la Ministerul Economiei către ISCIR și CNCIR, care trebuie să avizeze proiectele și să verifice și ei starea proiectelor. Evident, vom ști clar și cum se stă cu contractele de mentenanță și de service, pentru că și acolo trebuie să vedem exact dacă sunt contracte în regulă, dacă firmele care au contract își respectă regulile. De asemenea, în cazul în care se lucrează în regii proprie, trebuie verificată pregătirea tehnică, dacă au toate avizele necesare, toți cei care sunt angajați în personalul tehnic care deservește spitalul în regie proprie. Domnule primar, la nivelul București avem astfel de spitale și dacă da, există fonduri pentru a le ajuta ca să rezolve aceste probleme? Am făcut public azi situația celor 19 spitale. E vorba de 8 spitale pentru care există
avizul ISU și pentru care există indicatori tehnico-economici, vorbim grosier, pentru toate cele 8 spitale împreună, sumele necesare a fi investite sunt undeva la 70-80 milioane de lei. A spus, vor fi bani în bugetul pe 2021 pentru această chestie. În același mesaj ați transmis că două spitale se vor reloca. Dacă ne puteți spune când se va întâmpla acest lucru, pentru că este un plan anunțat de mult de Primăria Generală și încă nu s-a întâmplat acest lucru. Da, este o decizie pe care o să o luăm împreună cu bugetul pe anul 2020. Și relocarea celor două spitale? Este o analiză și o decizie pe care o să o luăm odată cu bugetul pe 2021. Ce pot să vă asigur este că există, până la acel moment, există o verificare periodică din partea ISU pentru ca toate lucrurile să fie... Adică pacienții care merg în cele două spitale pot fi siguri că merg în siguranță în unitățile spitalicești. Atâta timp cât există această verificare periodică a ISU, există siguranță. Domnule Orban, în Europa se vorbește despre al treilea val al pandemiei, undeva în luna februarie ar urma să vină. Aș vrea să vă întreb dacă România este pregătită pentru cel de-al treilea val. Facem eforturi constante pentru a ne pregăti, pentru a face față și mai bine. Practic, puteți vedea că am făcut progrese. Sigur. Nu pot să zic că sunt progresele chiar la nivelul nevoilor, dar am făcut progrese pe toate liniile, și în materie de echipamente de protecție, în materie de aparate de diagnosticare real-time PCR. Acum am decis să achiziționăm și 3 milioane de teste rapide pentru a fi folosite pentru personalul medical, pentru beneficiarii serviciilor din căminele de vârstnici, cămine de persoane cu dizabilități, centre de copii. Deci încercăm și aici să creștem capacitatea de testare cu nou tip de teste rapide. În ceea ce privește creșterea capacității de tratare în secțiile de terapie intensivă, vedeți cu precizie că, deși nimeni n-ar fi crezut, astăzi există în terapie intensivă aproximativ 1180 și ceva de pacienți care beneficiază de tratament medical și creștem în continuare capacitatea de tratare. Este adevărat, numărul de locuri libere nu este foarte mare, el e foarte variabil, de-aia mă feresc să prezint. Din cauza asta, împreună cu echipa de conducere a Ministerului Sănătății, am făcut un plan de creștere a capacității, de introducerea noi spitale în dispozitivul de luptă anti-COVID, astfel încât să putem face. Sigur că avem o limită care este dată. Care este limita? De, nu, e o limită care este dată de limita de personal, pe de o parte, și de condițiile tehnice. Pot să vă spun că în materie de aprovizionare cu oxigen facem eforturi permanente pentru a crește capacitatea. La Spitalul Colentina, de exemplu, consumul de oxigen a crescut față de luna iunie de 5 ori. În foarte multe spitale a crescut și pe măsură ce se înființează noi secții de terapie intensivă, crește în continuare consumul de oxigen și trebuie să facem față pentru a asigura la Spitalul Malaxa, pentru a putea pune în funcțiune cele nouă patru de la secția ATI, este nevoie de un rezervor suplimentar, de un stocator suplimentar de oxigen care să furnizeze oxigenul necesar. Facem eforturi constante pentru a... Dar nu ne dorim să ajungem în situația în care să ajungem aproape de limită sau la limită. Dacă care oamenii este înțeleg, limita, domnule Orban? Dacă oamenii înțeleg, dacă oamenii respectă regulă, așa cum se întâmplă în mare parte, putem să oprim creșterea numărului de cazuri și dacă oprim creșterea numărului de cazuri, să ajungem pe un trend descendent, astfel încât să se reducă numărul de persoane care să aibă nevoie de tratament, mai ales de tratament prin secțiile de terapie intensivă. Există însă medici care susțin că în momentul de față aceste restricții noi introduse nu funcționează și că se tem totuși că nu o să ajungem pe o zonă de platou. Este posibil să aveți o evaluare preliminară și să veniți pe viitor cu noi restricții sau cu alte măsuri care să întărească aceste măsuri deja puse în aplicare? Orice măsură de restricție, vedeți că generează extrem de multă opoziție în societate. Noi ne-am asumat introducerea de noi restricții fiind în campanie electorală, tocmai pentru că am considerat să absolut necesară introducerea acestor noi restricții pentru a opri creșterea numărului de cazuri. Mai mult decât atât, avem
la dispoziție instrumente precum carantinarea și ați văzut că am luat decizia de carantinare peste tot unde am considerat și unde s-au, pe baza evaluării direcțiilor de sănătate publică, s-a solicitat carantina. Gândiți-vă că avem în Baia Mare, gândiți-vă că avem în Zalău, avem în Sibiu, avem în Alba Iulia, în Sebeș, Cugir, adică avem inclusiv capitale reședințe de județ care au intrat. La Bistrița am înțeles că se va demara procedura de intrare în carantină. Luăm toate, la ora actuală avem aproape 50 de localități care sunt în carantină. Eu urmăresc datele, pot să vă spun că la Cluj și la Timișoara, pe baza datelor de pe săptămâna trecută, e un platou, practic, suntem pe un platou, a existat o creștere semnificativă și e posibil ca, dacă măsurile care au fost luate, atât cele dispuse pe plan județean, local, cât și cele adoptate de curând la nivel național, e posibil să dea rezultate. În jurul Timișoara, în schimb, sunt localități carantinate sau în județul Timișoara. Sunt, de exemplu, știu că Sfânt Nicolau este carantinat și Ceacova, din câte am înțeles, este carantinată. S-au luat decizii de carantinare. Sigur, când va fi necesar, pentru ce pot să vă spun e că am făcut analiza, de exemplu, pe cele trei localități urbane din Sălaj, pentru care s-a decis intrarea în carantină pe data de 5 noiembrie, toate cele trei localități, după aproximativ 7 zile, au început să înregistreze un trend de reducere a numărului de cazuri, un trend descendent. Deci este clar că măsura de carantinare este o măsură care dă rezultate și peste tot unde, pe baza metodologiei de evaluare care este stabilită de Institutul Național de Sănătate Publică să ia decizia de carantinare, se poate obține reducerea. În București, care este situația, domnule Orban? În București suntem la o rată de 5,6. Gândiți-vă că Bucureștiul este printre primele municipii din țară care au depășit rata de 3 la mie. Deja am depășit rata de 3 la 1000 de o perioadă destul de lungă. E un rit de creștere, dar a fost un rit de creștere liniar și eu cred că este posibil, fără să dispunem astfel de măsuri, să oprim creșterea numărului. Și cu toate acestea, care este explicația pentru faptul că în momentul de față, la nivel național, numărul de cazuri noi de infectare nu scade? Care ar fi posibilă explicația? Nu vreau să... Simplu, nerespectarea regulilor de protecție. Există anumite grupuri sociale, există, sigur, o minoritate, fără discuție, care nu respectă regulile. Asta este. Încercăm să utilizăm toate instrumentele legale, să mobilizăm toate forțele de ordine pe care le avem pentru a putea asigura respectarea regulilor de protecție și pentru a sancționa încălcarea regulilor de protecție, acolo unde ele sunt întâlnite. Pe de altă parte, asta este. Există o parte, o minoritate în populația României care nu respectă regulile. Ar trebui crescute amenzile? Dau exemplu. Cu siguranță ar fi trebuit, dar știți foarte bine, când am dat în perioada stării de urgență, am avut amenzi mari și ele și-au arătat efectul, pentru că gradul de conformare a fost foarte bun în perioada stării. Ne-au fost anulate practic toate amenzile prin decizia Curții Constituționale, iar Curtea Constituțională a stabilit că noi nu putem să mărim cuantumul amenzilor. Lucrul ăsta poate să-l facă numai Parlamentul, care Parlamentul a stabilit actualul nivel al amenzilor. Domnul Orban, ne puteți spune ceva despre situația medicului erou de la Piatra Neamț? În ce stare este? Nu pot să vă dau informații la zi. Discuția care am avut-o a fost că a fost internat, i s-a evaluat starea de sănătate, are o stare de sănătate stabilă, a început tratamentul. Important este primele 3 zile, să știe că primele 3 zile sunt critice. Sper să depășească primele 3 zile. Este sub cea mai bună îngrijire și sunt convins că medicii care îl tratează în Spitalul Militar Regina Astrid vor face tot ce este posibil pentru a-l salva. Domnul Orban, câte tragedii trebuie să se mai întâmple ca să nu se repete ce s-a repetat la colectiv, cum este la Piatra Neamț? Când o să avem și noi sistem mai bun de sănătate ca să se ocupe de arși?
să știți că în scurtul timp pe care l-am avut de când am instalat la guvernare, am încercat să facem îmbunătățiri în ceea ce privește funcționarea spitalelor. Dovadă sunt practic toate alocările de fonduri. Vom deconta peste 1 miliard de euro, peste 1 miliard 200 de milioane de euro achiziții care au fost făcute de spitale, de autorități locale pentru a crește calitatea serviciilor, pentru a achiziționa echipamente, aparate, mijloace de protecție. În ceea ce privește evoluția proiectelor, am semnat contractele de finanțare pe spitalele regionale, deja pregătim documentații, am obținut aprobarea atât pentru programul de finanțare pe 2021-2027 și suntem pregătiți să introducem în Planul Național de Reziliență și Recuperare finanțarea altor spitale noi sau a modernizării altor spitale. Sigur, vor trebui și modificări legislative, dar cu actualul Parlament, care este dominat de PSD, practic nu am putut să adoptăm niciun fel de schimbare de legislație. Domnule Orban, în legătură, revenind puțin la controlele de azi din spitale, spuneți-ne ce au constat mai exact și mă refer la faptul că, nu știu, poate ați avut discuții cu managerii sau ați și vizitat anumite zone din aceste spitale? Cu siguranță, am fost în secția de terapie intensivă de la Sfântul Ioan, am verificat, repede, nu mă pricep eu, dar am cerut date, deși sunt inginer, totuși nu sunt inginer de instalații, sunt inginer PCM și domnul primar general... Matematică pură. Matematică pură. Da. Pe de altă parte am pus întrebări legate de vechimea instalațiilor, când s-au făcut lucrările, dacă sunt la zi, dacă au contract de mentenanță și service. Verificările de specialitate vor fi făcute de inspectorii de sănătate, reprezentanții Inspectoratului Municipal pentru Situații de Urgență, cu siguranță și cei de la ISCE. Domnul primar a spus că abia în 2021 vor fi prevăzute fonduri pentru a rezolva aceste proiecte de modernizare aceste spitale. Ce vom face până atunci? Există soluții de finanțare până când se vor putea da banii din bugetul pe 2021? Până în 2021 mai avem 45 de zile. Poate întâmpla o nouă tragedie, de aceea vă întreb. În aceste 45 de zile, urgența noastră este să asigurăm fonduri pentru ca aceste paturi pentru terapie intensivă și alocarea de medici pentru terapie intensivă să aibă loc și pentru asta vă asigur că avem. Asta este ce putem să... Vă mulțumim! Vă mulțumim!